Bună ziua! Astăzi o să discutăm un subiect foarte important care vă va fi necesar dumneavoastră. Când stropim cu atomizorul livada, cel mai bine e să folosim, să punem substanța triplă. De ce? O să vă explic imediat. De-aia mulți aveți și probleme și nu scăpați de dăunători. Avem aici insecticidul Faster, o să vă dau un exemplu. Și scrie clar pe el aici că la măr, la măr pentru minerul marmorat, minerul circulat și viermele mărului, se pune 0,025, însemnând 375 de mililitri de substanță în 1500 de litri de apă. Ei bine, norma de stropit la un hectar de pom este de 1500 de litri de apă. Dacă eu o să stropesc cu tractorul, că calculele după produse este calculat pentru pompă manuală, pentru tractor, pe volum normal, nu pe volum redus cum e cu atomizorul. Și o să vă explic imediat de ce. De ce dacă stropesc cu tractorul sau cu o pompă manuală un hectar de pom, o să bag acolo lejer 1300 de litri de apă pentru a stropi pomii, că e vorba să calculează pe coronamente și multe altele. Ei, dacă eu stropesc hectarul acela de pomi cu atomizorul, o să vedeți că cu un 500 de litri de apă eu am terminat hectarul de pom. În schimb, substanța rămâne aceeași, deci care e calculată. Eu trebuie să bag în 500 de litri de apă cu atomizorul 375 de mililitri de substanță, pentru că e vorba de volum redus. Deci, doar scade cantitatea de apă, dar substanța nu se modifică. De aceea, când comandați la orice fitofarmacie să cumpărați tratamentele pentru stropite, bine să spuneți că luați la substanța o luați la, la suprafața care o aveți, nu la litri de apă, să nu cereți la litri de apă. Vă mulțumesc, aveți o zi frumoasă!